După ședința festivă a Consiliului Local Perișani și mesajele autorităților, la statuia domnitorului Basarab I s-a ținut o slujbă religioasă, s-au depus coroane de flori și au fost aplaudați soldații care au defilat prin fața celor prezenți. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua, dragi invitați și cetățeni ai Comunei Perișani! Astăzi, la Perișani, sărbătorim pentru a 19-a oară comemorarea eroilor căzuți pe câmpul de luptă aici, în Pripale din Perișani, exact unde ne aflăm în acest moment. În anul 2000, localitatea Perișani a decis ca, în amintirea Marii Bătălii din 9-12 noiembrie 1330, să sărbătorească jertfa oștenilor lui Basarab I, care în acea perioadă au reușit să nimicească oastea maghiară a trufașului rege Carol Robert de Anjou. Semnând aici actul de naștere al României de astăzi. Dacă mai sunt persoane care contestă locul de la Perișani, ca fiind unul improvizat, se înșeală căci istoricii români cu renume au concluzionat că nu există un alt loc sau o altă posadă în afară de Perișani. Certificare care ne obligă să sărbăm acea faimoasă izbândă în fiecare an. Sărbătoarea noastră a devenit unică în țară, numai fiind o alta care sărbătorește o luptă oarecare din toată istoria noastră românească. Localitatea Perișani este plină de istorie. De fapt, întreaga țara Loviștei, de la Crinem până la Perișani, a fost zona unde dacii au lăsat urme că au locuit aici, casele lăsate de romani, locul unde se neslau păstorul moștenilor vechi păstorea această zonă. Tot aici, în anul 1916, în țara Loviștei, au murit mii de soldați români în bătălia din primul război mondial, când armata română a avut pierderi grele provocate de armata germană, corpul 4 bavarez. Acestea sunt motivele întâlnirii noastre la Perișani și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și comunitatea locală la acest important eveniment istoric și vă urez să aveți parte de multă sănătate și o zi plină de bucurii tuturor celor care sunt lângă noi în acest moment astăzi aici. La mulți ani Românie, la mulți ani Perișani! Pentru fericitul din Domnul, sufletul adormiților robilor tăi, eroi căzut pe aceste locuri pentru apărarea patriei, pentru libertatea și demnitatea noastră, și ne fălor, Doamne, veșnică, pomenire! Se depune o coroană de flori din partea instituției prefectului Vâlcea. Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Județean Vâlcea. Se depune o coroană de flori din partea primăriei Perișani. Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Local Posada.
Doamnelor și domnilor, stimați invitați, în încheierea ceremoniei se trece la constituirea dispozitivului pentru defilare. Detașament la dreapta! Detașament înainte! Marș! Nu știu. Stimați invitați, în memoria eroilor care nu au precupețit nici chiar viața pentru ca noi astăzi să putem desfășura această festivitate, defilează prin fața dumneavoastră drapelul de luptă și detașamentul de onoare constituit din militar pianist aflat la instruire în cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBDN, Panait Doni și Rumnicu Vâlcea. Ziua s-a încheiat în centrul localității, acolo unde cunoscutul artist Robert Târnăveanu a susținut un concert folcloric.